Maria Ramurărescu a conceput și a realizat emisiunea Tezaur Folcloric timp de peste 30 de ani. Iubea muzica autentică și spunea: cine iubește cântecul este un bun, căci cântecul poate îmblânzi și fiarele. Cred că cel mai important lucru în munca aceasta de televiziune rămâne sufletul. Turnul televiziunii era în cartierul acesta unicat. Acum sunt atâtea alte clădiri moderne care îl umbresc și îl fac să pară mititel. În sufletul meu e frumos așa cum este. În 1988, Marioara Murărescu a organizat primul concert intitulat Tezaur Folcloric la Sala Radio. Faptul că vorbesc acum la trecut despre dumnei nu-mi place deloc să o fac, dar vorbesc din postura elevului care are acel simț al omului care a avut în fața lui și unica ocazie să vorbească despre un maestru. Marioara Murărescu și programele realizate de ea au obținut numeroase distinții naționale și internaționale. În 2009, președintele Traian Băsescu i-a acordat Ordinul Steaua României în grad de cavaler. Marioara Murărescu avea 66 de ani. A absolvit în 1972 Academia de Muzică Ciprian Porumbescu din București, Facultatea de Compoziție și Muzicologie, ca șef de promoție. Încă de atunci a început munca de cercetare în domeniul folclorului. Pasiunea de atunci i-a devenit meserie pe viață.